Buenas tardes, bienvenidos a la plaza de Mohamed, de Matemática, la Gemini, de Isto Zambia. Ah, de verdad, Camarón. Pasa. Cuando se vuelve a hacer, y no hay hasta tanto, no hay hasta directivo, no sé cómo se dice. Da. Cele, adică frecventa asta, nu vorbesc de cum. Da, trunchiul de contemplare. 04 05 17. Și începem cu ăla, da? Contemplare. Nu, circular. Problema 7 de la partea 2. 7 de la 102. În ipoteză, avem un cont circular drept. Cont circular drept. Are lateral 135 pi centimetri pătrați. Are lateral 135. 35 pi centimetri pătrați. Area totală 216 pi centimetri pătrați. Calculați. Raza, înălțimea și volumul. Înălțimea și volumul. Și volumul. Hai să vedem area laterală. Cu cine este egală? Care formă la area laterală? Cu PRG. Cu PRG. PRG. Area totală. Maria. Are laterală plus are bază. Așa e, chiar așa, are laterală plus are bază. Are laterală plus PRG. Adică spui, să o găsesc eu, da. Asta vezi. Plus? PRG. PRG. Dau pe PRG. Un factor. PRG plus PRG. Da. Asta e tot. Mi-am amintit așa. Vorbim. E area bazei ori înălțimea. Supra 3. Are bază așa la face. Nu trebuie să facă. Așa face mereu. Păi, creează și o problemă. Area bază, înălțimea. Da. Ori înălțimea supra 3. Adică? Adică... Area bază, bază pi ier pătrat. Pi ier pătrat. Aș. Pi 3. Și acum, eu știu area laterală și știu și area totală. Și au și formulele înlocuiesc. Deci știm ce? Că pi, ier, g... Cine vorbește? Adi, ier, g egal cu... Pi, ier, g egal cu 235. Pi. Pi. Apoi, Miruna. Aia e totală, egal cu pi, ier. Pi, er, pe lângă G plus R egal cu 216 pi. G plus R egal cu 216 pi. Și am un sistem de două relații cu două recunoscute. Ce faci? Ce putem face mai întâi în sistemul ăsta, Maria? Să simplificăm. Printr-o pi pe fiecare relație și devine echivalent adic cu cu RG egal cu 135. Da. 135 și R pe lângă G plus R. Da. G plus R egal cu 216. Așa. Și cum continuăm? Miruna? R G plus R la 2 ori 216. Așa. Deci cât R G? E 135. Desfac paranteza. Iar G plus R pătrat egal cu 216. Înlocuiesc error G și vine că error pătrat egal cu 216 minus 135. Care dă 65 cu 16, 75, 81. 81. De unde e? Va fi egal cu 9. Am aflat raza. Cum aflăm înălțimea? Raza, hai să aflăm și generatoarea. Deci generatoarea este egal cu cât cu 35 supra 9. Și face cât? 15. 15. Da.
S-a trebuit să o aflăm? Da, ne ajut pe ea că nu facem. Am aflat tot. Am văzut mai ce suntem, măi. Da, să ne facem acum că avem de aflat înălțimea. Păi avem gen la 2, la 3, la 2, plus H la 2. E o formulă asta? Da. De unde? De dintr-un cât de plugic axial. Păi să o facem așa, de evoluție mișca asta. Deci, conul așa arată. Da? O. Asta e generatoarea, cea care a generat suprafața conică, ținând într-un punct fix și o latură care se mișcă de la lungul cer. Înseamnă că aceea este generatoarea, da? Și iată, generatoarea, asta e înălțimea, asta e raza. Și generatoarea a pătrat, e triunghiul plinic acolo, G pătrat este egal cu A, de? G pătrat egal cu H pătrat. H pătrat. Cosinus pătrat. Cosinus pătrat. Nu ții minte vorba asta, nu vreau să mă obosesc, ci acolo văd că generatoarea pătrat. Și acum, mă duc repede și generatoarea știu, raza o știu și am în relație 15 la pătrat. Da, iar deci egal cu H pătrat plus volumul la pătrat, adică 225 minus 81. H pătrat va fi egal cu 225. 225 minus 81, adică H pătrat egal cu... Cât de mergă? 144. 144, deci H egal cu... Dacă am aflat pe H, volumul egal cu... A scris, domnul profesor, să-ți uitați. O am undeva, aici. Pi, raza o știu. 9, hai mă, cred. 81. Pi, ori... Și va fi egal cu... 324 pi. 324 pi centimetri pătrați. Cubii, așa. Cubii, da. Nu mă lasă să fiu prostit. Da? Deci, am aflat și are și volumul. Simt. Asta a cerut. Da. O treabă simplă. O văd cu Pitagora. O să știi formulele, să rezolvi un sistem, simplificările acolo care s-a făcut prin pi stânga-dreapta, și de acolo de rezolva sistemul acela la bancă. Problema nouă de la banii 8. 9. De la 100. 8. Nicodela, nu concept la B. Con circular de... Volumul 320 pi. 320 pi. Și area patriei 64 pi centimetri pătrați. 64 pi. Pi. La volum centimetri cub și la area cub. Și centimetri pătrați. Calculați. Înălțimea. H, ier. H egal cu cine? Ier și ier. Și generator. G egal cu cine? E problema de înainte, numai că acum de volum. Da, iasă. Păi pentru H aplicăm volumul, area bază e înălțimea cu 3. Deci avem area bază, adică pi, ier, pătrat. Pi, ier, pătrat, ori H pe 3. Egal cu 320, așa formă, 320 pi, nu? Da. Și mai știu... Area bază, mai știți. Care e bază? Care este cine? Mie, Maria? Ce este? Pi pătrat egal cu 64 printr-un pi stânga dreapta și devine biruna sistemul. R la a doua H. H. R la a doua H egal cu 320 ori 3. Da. Și el pătrat. Da, 64. El e la 8. 64, deci el e la 8. Și dacă eu nu știu, înlocuiesc aici și pătratul 64, și atunci va arăta. 64 ori H. 64 ori H. Egal cu 320. 93. Unde H va fi egal cu? 320 ori 36. Va fi 15, da? H este egal cu 15. Și am aflat și H. Și R am aflat. Da. Așa, mi-a dat aflat. Am aflat R, dar eu mai trebuie generatorul. Ia vezi generatorul cum a fost. Păi e teorema. Nu, mai teorema. Ce pătrat egal cu H? Nu, și teorema nu e acolo.
Practic, teorema. Iar teorema de ceacul acolo e o relație pe care a prins în primul rezultat. Nu se ține minte formula mecanică. Ia, nu ne înțelegem. Nu vreți să vină în momentul ăsta? Ia, stai. Gata, o lasă așa? Da. Da. Te rog. Cât este generatoarea? Este 7. Generatoarea este 17 și pentru că a zis generatoarea este egalul cu el, geranicat. H pătrat plus R pătrat. Și G va fi egal cu radical din H om aflat pe 12.144 plus raza care era pe 8.64 H și 15. H și 15. 225 și va face radical din cât? 289, da? E 7, da, 289. Și egal cu 17. 17, da. 17, am terminat. Sprințul și eu nu știu. Da. Problema 12, dragă, ne-au 108. În ipoteza avem secțiunea axială cu concentrul la drept. Concentrul la drept. Secțiunea axială a unui concentrul la drept este un triunghi dreptunghic. De secțiunea axială, un triunghi dreptunghic. Ce înseamnă secțiunea axială? Adică chiar G-ul, H-ul și... diametru, cum ar fi jos, da? Deci, ca să conține înălțimea, secțiunea axială, așa trebuie să înțelegeți. Deci, hai să o vedem cum, a, cum ca să vă fie foarte clar. V, A, B. Adică asta este VAB și zice că triunghiul este dreptunghic, că nu vrea. Da? Asta, asta e secțiunea axială care conține înălțimea. Și da? Dreptunghic în V? Da, așa spune autorul. Deci măsura, în ipoteza, măsura unghiului AB, A, V, B, egal cu unghiul de grade. Dacă raza este egal cu 4 cm. Raza e egal cu 4 cm. Calculați. Înălțimea, volumul și generatoare. Generatoare e egal cu ce? Asta e problema. O să vorbească Maria, te rog. Deci am un triunghi dreptunghic și ce mai e? Mai mult. Dacă poți mai adaug. Este un triunghi dreptunghic isoscel. Triunghi dreptunghic isoscel. Pentru că B și cu B întotdeauna nu este aceeași generatoare. Așadar, am un triunghi dreptunghic isoscel. Unghiul ăsta de 90 grade, B, A, B. În care știu că raza, adică AB-ul cât este? 8. 8, da? 8 cm. Unghiul este de la bază sunt de cât? 45. 45. Și atunci, cât va fi cateta? Cateta 1 la pătrat, cateta 2 la pătrat, nu? De ce? 2C1, 2 catete la pătrat, egal cu 64. Dacă e, nu? 8 la 9. Și atunci vine C pătrat egal cu 32, din C va fi egal cu 2, câte 8 ori, 2 ori 16, parcă. 4 radicale între. Adică, iată, știu acum că V, generatoarea, că asta e cateta. Deci V, B, egal cu generatoarea. Sau cateta egal cu VB egal cu generatoarea și egal cu 4 radical din
Da, am aflat genetatea. Ce s-a aflat acum? Înălțimea s-a aflat. Înălțimea? Da, pe teorema lui Pitagora în V, O, B. V, O, B. Asta o știu 4 radicale din 2. Asta e mare. 4, și ai V, O, E. Sau H, H egal cu radicale. H egal cu radicale din 4 radicale din 3. 4 radicale din 3. 3, 2, plus minus. Minus, adenezii. V, A, minus, da, minus... 4 la 16 și egal cu radicale din 16, care face? 4. Deci ne puteam da seama că să mai facem calcul, dar de ei. Da. De ce? Mediana într-un 2 de triunghi și mai altul ipotenuză. Și așa, sau altfel, V-O-B ce fel de triunghi este? Este dreptunghic, V-O-B este dreptunghic, așa, adică înălțimea și încă ceva. Și faptul că așa unghiul ăsta de 45. Isoscel. Isoscel. Deci, atenție, V-O-B este triunghi dreptunghic. Dar are unghiul de 45 de grade, ca vorbim data trecută, pe 45 ăsta. Și atunci V-O-B este dreptunghic isoscel. Și cum V-O-B este de 4 și O, V e de altă 4, ca să nu mai îngrungim o altă dată. Nici nu trebuia să facem calcul. Spuneam asta și era la mine. Și atunci volumul este egal cu... Volumul egal cu marea bază în înălțimea supra 3, adică pi, a de vorbește pi. Pi e pătrat, ori h pe 3. Și egal cu pi. Egal cu pi, pe 16, ori 4 pe 3. Și egal cu 64 pi pe 3. Asta este volumul, da, ce așa, și am aflat tot. Să trecem la cealaltă. Problema 15, de la pagina 109. În figura alăturată este reprezentată desfășurarea suprafeței laterale a unui cont circular drept. Uite, au făcut un cont și pe aceea continuă cu cercul, fără o figură, dacă vreți. Deci, după ce în ipoteză, am avut cornul. Și dacă l-am desfășurat, apare V, deci A, B, și desfășurat apare sector de cerc. Exact. Da? Un sector de cerc. Deci dacă l-am tăiat așa, după generatoare și l-am desfășurat, apare, uitați, așa apare, nu? Așa asta apare. Ca să vadă VB, nu mai mult. Deci
deci se vadă că respectă între B, la generatoare. Deci când a tăiat așa, de-a lungului BD și a desfășurat, aici are, de fapt, ce are? Asta este lungimea cercului de bază. Și sectorul ăsta de cerc face parte dintr-un cerc cu raza cât acum? VB. Cu raza generatoare. Deci raza este generatoare. De ce figura laterală este reprezentată de desfășurarea supraviții laterale a unui concep la drept? Sectorul de cer are măsura unghiului la centru egală cu 1 grade. Deci unghiul ăsta de aici? U grade. U grade. Știm că rata e la 6 cm. Raza cornului, da? Da, da. Deci U măsura unghiului B, V, măsura lui B, V, A. Egal cu U grade. Da. Și raza? 6 cm. Raza 6 cm. Calculați area laterală în următoarele situații. Deci area laterală egal cu cine? În cazul de amin. A. U grade egal cu 180 grade. Egal 180. B. U grade 260. C. U grade 90. De ce? U grade egal cu 90 grade. Și U grade egal cu 135 de grade. D. Da. U grade egal cu 135. Da. Adică BVA de acolo e aceeași chestie cu BVA din cor. Deci, încă o dată? U de acolo e aceeași chestie cu U din cor, nu? Nu. De ce nu? Acolo e suma la tot sau țin? Ia să vedem cum aș putea să-ți explic. Ăsta, sectorul ăsta din cerc, este parte din cercul mare, în care drept raza cercului este generatoarea. Da? Ce pot să spun este doar atât, că area laterală a conului, aici vă rog să fiți atenți, area laterală a conului este area sectorului acesta circular. De ce? Păi dacă l-am desfășurat, l-am desfășurat. Nu? Exact cum desfășor un cilindru. Când tai un cilindru, ce este? Un dreptunghi. Aici, când am desfășurat, am mers cu fascul și am tăiat pe generatoare și l-am desfăcut. Deci, e aceeași are laterală. Deci, are laterală a conului egal cu area sectorului circular. Asta ar fi observație. Deci, area laterală con egal cu area sectorului circular. Și cum era sectorului circular? Aveam o formulă pentru ea. Era o formulă. Dacă nu credeți că le țin minte, nu le țin. Deci cum facem aici? Păi încercăm să ne descurcăm. Păi cum am aflat area unui sector circular? Trebuie să încercăm să zicem așa. Dacă am un cerc și eu știu alea discului. Alea discului cât este? Nu-i pie pătrat. Pie pătrat. Deci area cercului de centru o și rază în care area cercului egal cu pi r pătrat. Asta pentru tot. Dar mai cât ar fi pentru un singur grad? Sectorul pentru un singur grad. Din 360. Deci, pe singur gramă. Nu, nu. Doar din, nu din grame. Ce înseamnă? Pe toată suprafața asta o să împărțim la cât? La
La 360, mă. 360 de grade. Ca să te trupea. Dacă pentru 360 de grade, că din cercul e pierd pătrat, nu cercul are 360 de grade? Atunci, pentru un singur grad, pentru un singur grad, împărțim la 360. Deci, area sectorului circular pentru pentru alfa, pentru U egal cu un grad, pentru un U ăla de acolo egal cu un singur grad, egal cu pi r pătrat supra 360 de grade. Da? Și egal mai departe cu, mă rog, dacă mai poate fac simplificat, mai poate fac simplificat. Dacă nu, tot așa, pentru un singur grad. Dar dacă e pentru 5 grade? E tot pe 360. Dar renunțesc cu 5. Dacă pentru un singur grad este pi r pătrat supra 360. Dar ce e 5 pi r pătrat? 5 pi pentru 5 grade, da? Da. Și dacă e pentru u grade, va fi? Pi r pătrat pe 360. Sigur că da. Deci area sectorului circular, area sectorului circular pentru u grade va fi egal cu pi r pătrat supra 360 de grade, ori cu grade. Iată cum am descoperit formula. Da? Și acum noi vom fi în situația aceasta. Deci, că cine se cere să calculăm? Area laterală în funcție de U. Area laterală a cui A? A corului, care înseamnă are sectorul circular. Pentru fiecare din cazuri. Cine este raza în cazul meu? În cazul problemei? Raza este chiar generatoarea. Și știu un problemă generatoarea? De la 6. Am înțeles, este raza și 6. Da, e și generatoarea. Raza e tot cu generatoarea. Păi autorul, dacă mi-a dat raza asta la acolo, e altă poveste. Asta e rău. Da. Ei, acum, cum aflăm generatoarea? Eu nu știu decât raza aici. Da, raza nu știu. Eu ți-mi pun de V, A, V, isoscel, nu? V, A, V este isoscel. Face teorema lui Pitagora. Dar noi dreptunghic V ca înainte. De ce? Păi nu mi-a spus. Dacă nu mi-a spus. Deci nu-mi dă chestia asta. V-O-B-E. V-O-B-E. Acolo, O. Dar eu nu am asta. Deci, atenție, raza este raza acolo. Și nouă, în problemă, e greu generatoarea ca să ne descurcăm. Știți voi ce reprezintă de la A până la B, lungimea asta? Da. În arcul cer. În arcul, dacă n-am desfășurat, practic, nu cumva e lungimea cercului de aici? E tot cercul. Da? E 2πr. Da. Deci, 2πr este lungimea arcului de aici. Așa, da? Lungimea lui A, B, A cu A, B este egal cu 2 pi R. Acelui din de la început. Și egal mai departe, 2 pi, o raza 6, 12 pi. Bun. Cum aflu eu generatoarea acum. Deci mă mut în cercul de aici. Unde drept rază e generatoare aici.
Pe măsura la PR din cerc, când e în centru, e egală cu măsura la B, nu? Dar nu știu măsura. Grade. Da. Dar hai să gândim așa. Lungimea unui cerc cu cine este egală? Înainte am gândit la A, acum am gândit la lungimea cercului. Acestuia, da? Da. Unde drept rază este generatoare. Deci lungimea cercului este egal cu 2 pi r, dar în cazul nostru 2 pi g. 2 pi g. Dacă vreți area unui sector, lungimea acestuia pentru un singur grad, înseamnă că tot cercul, lungimea cercului de mai înainte, împărțit la cât? 30. Da? 30. Deci lungimea arc, cerc, pentru un grad, pentru un grad, ar să fie 2 pi g, o să-mi spun g, de 2 astea de frământe acum, 2 pi g, supra 360 de grade. Da, și face pi g supra 180 de grade. Dacă e pentru un singur grad atât, pentru 5 grade, 5 pi g, de 5 grade. Da? Deci, înseamnă că pentru u grade, lungimea arc cerc pentru u grade va fi pi g supra 180 de grade ori u grade. Și iată cum am aflat și lungimea arcului de cerc ăsta. Dar asta era deja știut, e 12 pi. Că-i fostul cerc care s-a desfășurat. Că a zis că lungimea lui AB este 12 pi. Deci acum putem să spunem că avem pi g ori u grade supra 180 grade este egal cu 12 pi. Da? Egal cu 12 pi. Sigur că da. Și de aici găsim că generatoarea... Și 12 cu 1, 12 pi. Nu, 12 pi, numai pi cu pi, da? Da, da, da. Și acum generatoarea ori u grade egal cu 12 ori 180 grade. De unde generatoarea simplu va fi egal cu 12 ori 180 grade supra 1 grade. Și iată că am aflat generatoarea care e tocmai rază. Nu? Și acum ne ducem în fiecare din cazurile. Că nu e 180 de grade. G12. Deci pentru A, la mic. Da, asta e la plume? A. Păi ca să află area laterală, trebuie să află area sectorului acesta, dar trebuia raza. A, că n-am ce acela? Da, și am aflat-o pe ce, da? Am aflat-o pe ce? 12 ori 180 la U grade. Și acum locuim cu U grade, da? Exact, pentru cazul A mic. Pentru A mic, avem că U grade e egal cu cine? U grade este egal cu 180 de grade. Și atunci, generatoarea va fi 12 ori 180 grade de formă, supra 180 grade, și duce și face 12. Și dacă generatoarea este 12, area laterală este pi r pătrat supra 360 ori u grade, nu? Dar iar cine este? G. Este G-ul, care tocmai l-am aflat pentru cazul ăsta. Am dat la față aici. De la început la figură. De la figură. Deci,
Important a fost asta de observat. Calea laterală a conului, care mi se cere nouă în diversele situații, e area sectorului circular. Da, de ce am construit noi VBA mai încolo? VBA, adică cu cine a ajutat când am construit și în, cum se vedea, desfășurați? La ce ne-a ajutat? Da. Păi ne-a ajutat să înțelegem ce influență are U-grade asupra arii laterale. Și U-grade la, în piramida noastră, în conul nostru, unde e? Păi nu are nicio legătură cu U-grade din con nu are nicio legătură. După ce s-a desfășurat. Nu știu cum să... Deci nu ne legăm de U-grade din con. U-grade este unghiul din cercul, unghiul arcului de cerc, din cercul mare care, care l-a desfăcut. L-a desfășurat. Oh. Da. Ia să vedem o... Ia să facem un bol. Area laterală a conului
inițial. Este egal cu area sectorului circular. Că l-am desfăcut. Nu? Area sectorului circular din cercul ăsta. Deci area, area laterală a pomului, area laterală a pomului, este aceeași bucată de hârtie, aceeași material. Exact. Egal cu area sectorului circular din cercul cu raza generatoare a pomului. Că cercul acesta are ca rază generatoare a pomului. Pentru că acel cont care l-a desfășurat un profesor nu face un cerc, face doar o parte dintr-un cerc, nu un sector. Da. Da. Ai înțeles? Bun. Bun. Și așa cum am zis așa, lungimea arcului ăsta de cerc, ăsta de aici, este 2 pi r, că e fostul cerc, că înainte de aici, de la cor. Da, adică AB-ul e tot cercul, cum ar fi. AB-ul e tot cercul micuț? Da, da. Arcul AB de la... Deci arcul AB este cercul micuț de aici, da? Deci așa trebuie să vedem. Deci arcul AB, după ce l-am despărțit. Da? După ce l-am tăiat. Da. Și acum, problema mea era să aflu. Știi că e, asta o știu, că e 2 pi r geo de aici, 2 pi r, e 2 pi r de aici, de este 12 pi. Am vrut să aflu generatoarea de aici, adică raza din cercul cel mare. Eu știu cât e arcul ăsta. 12 pi. Și nu mai știam formula aceea cu el, nu știu ce, împărțit, dar și am zis așa, măi, tot cercul mare e 2pi G. Nu mai zic el. 2pi G pentru că am ca rază generatoare. Nu? Asta când la 36 de grade. Dar la un singur grad. La un singur grad, uite, pentru un singur grad, am zis 2 pi G, sunt împărțit la 360, pentru că e un singur grad. Și mi-a rămas pi G supra 180. Lungimea arcului. Lungimea arcului pentru un singur grad. Dar dacă e vorba pentru 3 grade, înseamnă că mulțesc cu 3. Dacă e cu 7, mulțesc cu 7. Dacă e cu N, grade cu N. Cu U, cum a zis el aici, am mulțit cu U. Și am zis, lungimea arcului de cer pentru U grade, da? Este pi G supra 180. Ori grade. U grade. Acolo era pi G, pi R supra 180, ori N, în formula aceea. Aici am făcut, am U grade, U grade egal cu 360, ori R supra G. U grade. Egal cu 360 grade, ori R supra G. Păi da, de acolo scoate pe U grade, da. În formula aceea, dar da. Eu merg și spun formula generală, lungimea arcului de cer pentru U număr de grade este pi G supra 180 și îl mulțim cu N. Cu N numărul de grade. Mm-hmm. U grade, a zis grade, da. Da? Bun. Mă întorc. Deci pi G supra 180 ori U grade este lungimea acestui arc de cerc.